Ei, salut din nou! Probabil ați văzut deja mai devreme, am postat calculatorul nou care mi l-am făcut și acum, bineînțeles, facem un tutorial. Cum am spus în ultimul tutorial, câteva manele pentru toată lumea, returnele cu tot cu intervenții, tot cap-coadă frumos. Și dacă tot mi-am făcut calculatorul astăzi, am ales piesa, mie când îmi place ceva, plătesc pentru plăcerea mea. Îi dăm direct bătaie, bineînțeles pe orgă, nu pe acordeon, și să învățăm ceva nou. Așa, mie când îmi place ceva, plătesc pentru plăcerea mea. Majoritatea soliștilor o cântă la mi, de aceea o să vă arăt de la mi minor. Și anume, returnela este așa, prima parte. Asta e prima parte, acum vă arăt rar. Da? Deci. Viteza normală. Și acum rar. Deci. Da? Un pic mai mișcat. Mai mișcat. Da? Stai să văd, să vede bine. Da, cred că înțelegeți. Așa, asta e prima parte. A doua. Da? Începutul e la fel. Da? Și continuarea e. Da? Mai dată rar. Da? Prima și a doua. Așa, primele două părți. Țin să vă amintesc, eu vă arăt returnelele astea cum le cânt eu, nu trebuie să fie neapărat originală așa. Eu vă arăt cum eu le cânt. Așa, mai departe. Așa. Și acum rar. Da? Da? Mai o dată. Un pic mai mișcat și după aia rar. Și acum rar. Da? Deci. Și aici e cam aceeași chestie. Doar că alte note, dar o cânt rar. Da? Toată. Și finalul. Și acum rar. Mai dată. Da? Și acum o cânt odată toată răruța așa, ca să auziți cap-coadă. Da?
Asta ar fi returnela. Și acum intervențiile. Deci ea cum e? Mie că nu-mi place ceva, plătesc pentru plăcerea mea, mai S. Da? Rar. Deci vine S. Mai fac o dată la viteza normală să înțelegeți împărțeala. Deci S. Da? Și acum rar. S. O fac mai rar. Deci S. Asta e prima intervenție. A doua oară vine la fel, doar finalul diferă. A doua e S. Nu mai faci. A doua oară e exact la fel și faci. Deci. Ați înțeles? Bun, deci avem până acum, mie că nu-mi place ceva, și vine refrenul. Vă arăt astea două prima dată, deci. Rar. Da? Da 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 da. Și a doua da 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 da. Da, rar. Da. Mai dat rar. Scuze. După aia vine, deci o să-mi bar o san, ori nu mai să-mi bar o san, ori am valoare, ori nu mai am, și vine iară ca la returnelă. Da, vă arăt încă o dată rar. Da? Deci, refrenul. A la 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 la. Ori sunt barosan, ori nu mai sunt barosan. Aici noi băgam așa cât un do, la si do, la si do. Ori am valoare, ori nu mai am, și aici. S-a înțeles? Bun. Hai să facem cap coadă toate părțile. Deci începem cu returnela, da? O cânt răruț așa, să o puteți cânta cu mine. Da? Și prima intervenție S. A doua intervenție S. Și refrenul. Prima intervenție. Da? A doua. Ori sunt barosan, ori nu mai sunt barosan. Ori am valoare, ori nu mai am. Asta a fost returnela de astăzi. Mie când îmi place ceva, plătesc pentru plăcerea mea. Sper să vă fie ușor să o învățați.
O să las și un link în descriere jos cu piesa a lui Petrică Cercel piesa. O piesă care se cântă foarte mult, de aia am și ales-o. Sunt ferm convins că cu siguranță le cântat și l-a cântat și ca de fiecare dată fac returnele care să vă fie de folos, să vă ajute la ceva. În următorul, tot o manea, am zis două, trei manele una după alta, încă nu sunt hotărât care, dar tot o manea frumoasă. Sper să ne vedem și în următorul tutorial. Vă pup!